Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Numele meu este Radu Puiu. Înainte de a începe discuția noastră, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel, trebuie menționat faptul că prezentarea noastră este realizată într-o manieră generală, iar aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Mai mult, instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea efectului de levier majorează aceste riscuri. În plus, performanțele din trecut nu reprezintă niciun fel de garanție cu privire la rezultatele viitoare. Situația la nivelul piețelor europene a fost una destul de pesimistă. Astfel, sesiunea de ieri a fost încheiată într-o manieră negativă. Vorbim despre o scădere înregistrată în cazul indicelui german DAX. Această performanță este extinsă și în timpul sesiunii astăzi, când asistăm la o deschidere destul de precaută, destul de ezitantă a traderilor, aceștia urmând modelul trasat de acțiunile din Asia, unde am văzut o evoluție mixtă în timpul nopții. Într-un fel este de înțeles, având în vedere faptul că piața este marcată de informații contradictorii, de informații opuse, care trasează o imagine destul de incertă asupra situației actuale și nu oferă siguranță și stabilitate privind viitorul. Pe de o parte, investitorii se orientează către summitul Uniunii Europene de astăzi, când se va discuta acel plan de redresare economică în valoare de 750 de miliarde de euro, dar acesta ar putea să ducă la o serie de discuții contradictorii și chiar la un ar putea să ducă toată discuția într-un punct neînțelegere, iar această situație ar putea să nu fie aprobată sau nu, să, este posibil să nu se ajungă la un punct comun. Pe de altă parte, trebuie spus că datele de ieri din Statele Unite ale Americii au fost destul de dezamăgitoare, iar acest lucru desigur a fost avut în vedere de către investitori care și-au reorientat atitudinea față de acestea. Mai mult, tensiunile dintre China și SUA continuă să se accentueze, iar conform datelor Reuters, administrația Trump are în vedere interzicerea călătoriilor și intrării în Statele Unite a tuturor membrilor Partidului Comunist din China, dar și a membrilor familiei lor. Prin urmare, vedem o măsură care ar fi mai extinsă decât cea indicată inițială. Știm că inițial se sugera doar o interzicere a intrării în țară a membrilor Partidului Chinez, dar vedem că se vorbește și despre extinderea la nivelul întregii familii. Prin urmare, o evoluție în jurul nivelului de rezistență de la 12.889 de puncte pare justificată, cel puțin în momentul actual, și am putea să asistăm la o extindere a acestei secvențe chiar până la sfârșitul sesiunii de astăzi, dacă avem în vedere contextul destul de incert și dacă nu vor apărea informații pozitive legate de acele discuții la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene. În acest sens, ne putem aștepta la o închidere plată sau foarte aproape de nivelul de deschidere de astăzi, care ar marca această tendință și această perioadă nesigură a investitorilor. În SUA trebuie menționat faptul că investitorii nu au fost impresionați de datele macroeconomice mixte. Astfel, pe de o parte, ieri au fost publicate
datele privind vânzările de retail pentru luna iunie, care au adus o surpriză pozitivă. Vorbim despre o creștere de 7,5% în termeni lunari față de nivelul așteptat de 5% și o creștere de 7,3% în termeni lunari la nivelul indicatorului core, cel care exclude combustibilul și automobilele. La fel și în acest caz vedem că se aștepta o creștere de 5%. Dar pe de altă parte, datele privind cererile săptămânale pentru ajutor de șomaj au fost dezamăgitoare și am asistat la o creștere de 1,3 milioane față de nivelul prognozat de 1,25 de milioane. Prin urmare, vedem un factor de risc, cel puțin la prima vedere, pentru investitori care au interpretat aceste informații drept o posibilă deteriorare a perspectivei economice din cea mai mare economie a lumii, iar în acest sens investitorii au aderat mai degrabă la o abordare temperată, la o abordare mai așezată decât la una optimistă în urma publicării datelor bune. Pe de altă parte, trebuie menționat faptul că indicele întâmpină dificultăți în depășirea unui nivel de rezistență relevant. Este vorba despre zona de la 3230 de puncte, care reprezintă punctul de deschidere de la începutul anului. Prin urmare, vorbim despre o depășire a nivelului de rentabilitate, între ghilimele, desigur, și am vorbit despre o extindere a performanței indicelui US500 în teritoriul pozitiv în termeni anuali de la începutul anului. Prin urmare, da, ar fi o performanță remarcabilă și în cazul în care ar fi confirmată, am vorbit despre un posibil val de entuziasm al investitorilor, mai ales dacă avem în vedere și faptul că ar deschide drumul către noi niveluri și ar marca o victorie importantă pentru aceștia, astfel semnalând recuperarea în totalitate a pierderilor suferite de la începutul anului. Prin urmare, vorbim despre o performanță și un eveniment remarcabil, un eveniment care ar schimba destul de mult datele problemei. În acest sens, pare justificată ezitarea traderilor, întrucât aceștia nu consideră, cel puțin la momentul actual, că piața oferă argumentele necesare pentru susținerea unei astfel de mișcări și pentru atingerea într-o manieră sustenabilă a unui astfel de obiectiv și mai degrabă preferă această evoluție laterală în jurul nivelului de 3200 de puncte, lucru de înțeles în situația actuală. Astfel, la fel ca și în cazul DAX-ului, ne putem aștepta la o tendință de extindere a perioadei laterale, cel puțin atâta timp cât nu vor fi publicate noi informații legate de situația economiei sau noi informații de interes legate de pandemie care să schimbe într-o direcție sau alta datele problemei. În continuare vom discuta despre piața de mărfuri. În ceea ce privește petrolul, am asistat la o tendință de depreciere. Petrolul fiind afectat de perspectivele negative legate de redresarea economiei din cel mai important stat al lumii, desigur este vorba de SUA. Astfel,
Piața a pierdut teren după ce, datele dezamăgitoare din SUA au pus presiune asupra perspectivelor de redresare economică a cererii. Astfel, vorbim despre o trezire la realitate, dacă o putem numi așa, întrucât prețurile petrolului au tins să aibă un ritm mai rapid de redresare decât redresarea economică în sine și au depășit destul de mult acest aspect. Prin urmare, ne putem aștepta chiar la o tendință de corecție pe termen scurt, dacă avem în vedere perspectivele ceva mai slabe din partea petrolului. Mai mult, trebuie spus că prognozele Goldman Sachs indică o încetinire a ritmului de redresare a consumului de petrol, în special ca urmare a numărului în creștere de cazuri din SUA. Astfel, rata zilnică de creștere a cererii este așteptată să scadă de la 125.000 de barili pe zi în prima jumătate a lunii iunie la 50.000 de barili în următoarea perioadă și această estimare se aplică și asupra ultimelor 2-3 săptămâni. Prin urmare, vorbim despre o tendință clară de încetinire care este, desigur, strâns corelată cu reimpunerea anumitor restricții la nivelul unor state importante din SUA și, din nou, a limitării circulației persoanelor. Pe de altă parte, Citigroup a avut o abordare mai optimistă și a majorat prognozele privind prețul Brent din al treilea trimestru cu $4, până la aproximativ $43 per baril, spunând că se așteaptă la o ușoară tendință de revenire în al treilea trimestru al anului. În acest sens, trebuie spus că contextul nu este întocmai cel mai cert. Vedem opinii contrare atât la nivelul traderilor, cât și la nivelul marilor jucători din piață. Vorbim desigur despre companii mari de investiții, dar și bănci. Iar având în vedere situația actuală, ne-am putea aștepta la o extindere acestei tendințe laterale. Desigur, potențialul de creștere pare unul limitat, iar zona de la $41 per baril pare un nivel de rezistență foarte solid, dar în acest sens prețul poate să traverseze o perioadă de mișcare laterală. Vorbim despre un interval destul de permisiv în care acesta poate evolua. Primul nivel de suport în zona 40-27, desigur am putea să vorbim despre această zonă de la 40,50 cu aproximație, unde vedem mai multe reacții de preț în trecutul apropiat, dar o astfel de barieră ar putea să o pună doar pentru scurt timp rezistență și mai degrabă nivelul 40-27 este mai relevant. Următoarea zonă este marcată de acest interval lateral mărginit de 39-37, 37-53. La nivelul pieței aurului am asistat la o tendință corectivă. În continuare, metalul prețios se menține la niveluri ridicate, vorbim despre zona de $1.800 per uncie, dar această tendință și potențialul de creștere al metalului a fost limitat de un dolar puternic, având în vedere cererea în creștere din ultima perioadă pentru moneda americană. În continuare, incertitudinea de pe plan geopolitic
dar și situația pandemiei care pare să se deterioreze încet încet, creează un context favorabil pentru metalul prețios, dar pe de altă parte cererea puternică de dolar, cel puțin pentru moment, tinde să afecteze cotația metalului prețios. Pe de altă parte, trebuie spus că perspectivele oficialilor din SUA tind să nu mai fie atât de optimiste. Astfel, președintele Rezervei Federale din New York, John Williams, a declarat că redresarea economică ar putea să dureze pentru câțiva ani în SUA, având în vedere impactul pe care l-a cauzat pandemia și nu este timpul să ne gândim la posibilitatea de majorare a dobânzii. Prin urmare, această perioadă cu niveluri reduse de dobândă este posibil să se extindă pentru o perioadă mai lungă de timp, iar în acest sens, aurul rămâne în continuare un activ important, un activ foarte popular în rândul traderilor. Pe de altă parte, trebuie spus că investitorii se orientează și urmăresc și situația de la nivelul de pe plan geopolitic și în special situația dintre SUA și China. Am menționat deja despre acele măsuri pe care SUA le are în vedere legate de membrii Partidului Comunist, dar pe de altă parte au apărut și noi informații legate de atitudinea pe care Statele Unite o au referitoare la anumite companii din China. Astfel, conform unor raportări, Statele Unite au în vedere trecerea companiei chineze TikTok pe lista neagră ca urmare a îngrijorărilor legate de faptul că statul chinez utilizează datele personale colectate prin cadrul aplicației în scopuri proprii. Astfel vorbim despre o nouă secvență de neîncredere și la o nouă secvență de teamă între cele două, care ar putea să ducă la o accentuare a tensiunilor, cel puțin pe termen scurt. În contextul actual, zona de la 1800 de dolari rămâne în continuare un punct cheie, punct care vedem că investitorii tind să-l apere destul de bine. Pe de altă parte, zona de rezistență 1808-1810, urmată de 1818, zona maximelor locale. În ultima parte vom discuta despre piețele valutare. Și vom începe cu EURUSD. Euro care vedem că traversează o perioadă mai slabă, o perioadă cauzată în mare de această tendință de redresare a dolarului american. Totuși, calendarul de astăzi aduce date interesante. În prima parte a zilei sunt programate datele finale privind inflația din zona euro, dar acestea sunt puțin probabile să influențeze semnificativ perechea valutară. În acest context, atenția se va orienta către summitul UE, unde discuțiile ar putea să fie mai aprinse. Astfel, planul Comisiei Europene de a acorda acel plan de ajutorare de 750 de miliarde de euro ar putea să întâmpine rezistență din partea unui grup de patru state, din care face parte Austria, Danemarca, Suedia și Olanda, acestea opunându-se ideii de a oferi
ajutoare nerambursabile și mai degrabă sugerând că ar fi o idee mai bună acordarea de împrumuturi în termeni mai mai prietenoși. În acest context ne putem aștepta la un nivel suplimentar de volatilitate în ceea ce privește EURUSD. Vorbim despre stabilizarea prețului deasupra unui nivel destul de interesant de suport în zona 1.3777, care vedem că a fost marcat și de a reprezentat în trecut și un posibil nivel de rezistență pe termen scurt. În contextul actual ne-am putea aștepta la o extindere a secvenței actuale, cel puțin până când fluxurile de știri ne vor oferi noi informații, fie legate de summitul UE, fie legate de modul în care evoluează situația pandemiei la nivel mondial. Acest lucru având potențialul de a determina un nivel suplimentar de teamă în piețe, care să ducă la un nou val de cerere pentru dolar. Nivel de rezistență în zona 1.42228, dar următorul punct relevant se află în zona 1.1440 cu aproximație. La nivelul lirei sterline trebuie să menționăm că evenimentele macroeconomice tind să lipsească din calendar, iar în acest sens lira rămâne sub influența subiectului Brexit, dar și a discuțiilor de pe plan comercial. Astfel, acest subiect aduce un nou val de incertitudine la nivelul pieței, întrucât nu sunt cunoscute foarte multe detalii legate de modul în care evoluează discuțiile dintre UE și Marea Britanie. Mai mult, din punct de vedere al pieței, un acord cu Uniunea Europeană este esențial pentru Marea Britanie, întrucât ar evita o izolare atât politică cât și geografică a statului insular. În contextul actual, secvența pozitivă a dolarului pare să fie justificată și vedem că a tins să pună tot mai multă presiune asupra lirei sterline, care tindea să se afle într-o ipostază destul de bună. Mai mult, trebuie menționat acest nivel de suport din zona 1.25371, care a oferit susținere cumpărătorilor și în trecut. Vorbim despre situații de pe 8-a, 7-a, dar și din zilele anterioare, 16-a, 7-a sau 14-a, 7-a. Prin urmare, ne putem aștepta la o relevanță crescută, cel puțin pe termen scurt, acestei bariere, dar imediat în apropierea acesteia se află un nivel și mai important, zona 1.25200, unde care este susținut de fapt de o retragere Fibonacci de 78,6% din impulsul descendent de la începutul lunii mai. Dacă vorbim despre USD-JPY, dolarul menține o poziție bună în raport cu yenul. Cererea pentru active de refugiu rămânând la niveluri foarte ridicate. Mai mult, au apărut voci ce susțin că există semne care indică probleme la nivelul economiei americane, aceste probleme fiind cauzate de numărul în creștere de cazuri. Prin urmare, pe de o parte, cererea pentru moneda americană este în creștere datorită caracterului său de activ de refugiu, dar pe de altă parte cumva aceasta este limitată de semnalele de deteriorare a situației la nivel intern. Prin urmare, vedem o tendință contradictorie, un scenariu destul de mixt și în același timp incert al situației la nivelul dolarului american.
deși inițial, în timpul sesiunii de ieri, am asistat la o spargere a acestei zone de la 107-260, următorul nivel de rezistență din zona 107-400, vedem că a întrerupt secvența ascendentă a dolarului și a dus la o corecție destul de amplă, în timpul căreia prețul s-a reîntors sub zona 107-260, care este marcată de limita inferioară a canalului lateral. Prin urmare, yenul continuă să se afle într-o poziție destul de bună, iar acest lucru s-ar putea extinde cel puțin până la încheierea sesiunii de astăzi, ceea ce ar oferi un argument solid pentru poziția traderilor în săptămâna următoare. După cum spuneam, calendarul de astăzi aduce date din zona euro, indicele, valorile finale privind indicatorul de inflație, apoi la ora 13 va avea loc o conferință de presă a guvernatorului Băncii Angliei, Bailey, iar ulterior, în timpul sesiunii americane, vor fi publicate date privind piața imobiliară, autorizațiile noi de construcții din SUA pentru luna iunie, unde se așteaptă o ușoară îmbunătățire, urmată de numărul locuințelor în construcții, la fel se așteaptă o îmbunătățire considerabilă. Apoi, în această seară, vor fi publicate date din SUA care au potențialul de a influența atitudinea investitorilor de petrol, numărul de instalații petroliere active din SUA. Astfel, ne așteaptă o sesiune destul de liniștită din punct de vedere al calendarului macroeconomic, atenția orientându-se mai degrabă către fluxurile de știri legate de modul în care decurg discuțiile în cadrul summitului UE și de direcția în care se balansează deci o posibilă decizie la nivelul statelor membre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă și un weekend însorit. La revedere!